Banca Națională a României avertizează că măsurile fiscale avute în vedere de autorități pentru creșterea veniturilor bugetare sunt sursa principală de incertitudini crescute pentru inflație și vor aduce în discuție și încetinirea economiei. Actuala perspectiva a inflației este marcată de incertitudini crescute, având ca principale surse pe termen scurt plafonarea temporară a daosului comercial la produsele alimentare de bază, a transmis BNR. Majorările de taxe vin într-un context caracterizat de o inflație care a rămas la două cifre în semestrul 1, la peste 10%. În plus, și economia a încetinit, iar majorările de taxe nu ar face decât să tragă și mai mult în jos PIB-ul, spun specialiștii în domeniu. Executivul ar urma să aprobe până la sfârșitul lunii august ordonanța privind reducerea cheltuielilor bugetare și pe cea referitoare la măsurile fiscale, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.